Dacă m-ați văzut la stand-up și nu văd de ce nu m-ați fi văzut, pentru că am deja și un special pe internet, îl găsiți în descriere pe canalul meu acolo, dar dacă m-ați văzut știți că am avut o grămadă de glume despre faptul că sunt mic de înălțime, că am fost mereu mic de înălțime, eu acum sunt cel mai înalt din cât am fost vreodată. Dar ce nu știe multă lume e că am primit și hate pe chestia asta, că sunt mic de înălțime și de când era mic, mai mic. Tom Degețel e un exemplu foarte bun. Ce-i cu video-ul ăsta? Sprite lansează o campanie în care te invită să rămâi fresh în fața haterilor. Practic, să folosești hate-ul pe care îl primești și să-l transformi în ceva pozitiv. Ideea e foarte simplă. Eu am descoperit asta de-a lungul timpului foarte ușor, că hate-ul practic nu ți se dă. Alegi să-l primești sau nu. Dacă nu vrei să-l primești, poți pur și simplu să-l transformi în ceva pozitiv, într-un avantaj al tău, în loc de un neajuns, așa cum ar vrea haterii să creadă. Ce am descoperit este că odată ce am început să fac eu mișto de cât de mic sunt de înălțime, haterii n-au mai avut ce să mai spună, că ajungeam primul la glumă. Am ajuns să fac eu glumele pe care știu să le facă și în momentul în care le fac eu, ei își pierdeau orice atu și orice timing, unul la mână, și doi la mână am descoperit că e o chestie care mă reprezintă pe mine și mă face să vorbesc mai sincer atunci când am spectacol, de exemplu. Când vorbesc la stand-up, dacă fac o glumă care e un lucru sincer și un lucru pe care chiar îl simt, publicul simte treaba asta și îmi face plăcere când am spectacole acum să mă oprească lumea și să vină să mă soare cu mine, să vadă cât de mic sunt. E chiar amuzant. Și eu și mai ușor de ținut minte pe Instagram, micul Toma. Perfect, Toma. Pac. Trebuie să vă menționez că am făcut, ideea e că am filmat o reclamă cu Sprite legată de treaba asta, pentru că mi-a plăcut foarte mult ideea de a lua ce spun haterii și a transforma în ceva pozitiv. Și atunci am colaborat cu Sprite, am filmat reclama asta pe care o să vedeți imediat și înainte să vedeți reclama, vreau să vă mai zic, și nu doar pentru că sunt obligat contractual, dar compania presupune și implicarea voastră. Adică dacă v-ați luat hate, intrați pe Messenger Sprite și povestiți-ne cum v-ați luat hate și cum ați reacționat. Și în felul ăsta puteți să intrați, să apăreți în următoarea reclamă Sprite și să fiți și voi, la rândul vostru, o sursă de inspirație pentru alți oameni care și-au hate. Și acum reclama. Enjoy! Haterii mi-au zis înălțimea ta, adică la mișto, că eu nu sunt înalt deloc, că sunt simpatic ca un adolescent de 13 ani, că nu se aud glumele de aici de jos, de unde le spun eu. Dar eu am rămas fresh. M-am urcat pe scenă și am fost simpatic pentru mii de oameni. Ți-ai și tu hate? Povestește-ne pe Messenger de ce și arată tuturor cum rămâi fresh în următoarea reclamă Sprite.